Noi am înțeles că era vorba despre ceva și s-a dezbătut cu totul altceva din câte am înțeles noi. Da, poate ne explicați dumneavoastră. Da, o să vă explic. Noi am primit sume de bani de la Guvernul României cu privire la Direcția Generală pentru Protecția Copilului Tellerman, și anume suma de 935.000 lei și 536.000 lei pentru învățământul special. Și anume pentru acele hotărâri judecătorești pe care, bineînțeles, dumneavoastră le știți, din anul 2011 pentru cei din sistemul de educație. Totodată a trebuit să alocăm o sumă de bani pentru personalul neclerical, pentru că nu ne ajungeau banii până la finalul anului ca să plătim acestui personal, și a trebuit să, din bugetul nostru și din banii pe care i-am primit de la bugetul de stat, să alocăm această sumă de bani. Pentru Centrul Militar Județean am luat o sumă de 5.000 de lei de la secțiunea de funcționare la secțiunea de dezvoltare. Totodată am primit tot de la bugetul de stat anumiți bani din fondul de rezervă, tot pentru Direcția Generală de Protecție a Copilului, și a trebuit să facem un prim amendament la rectificarea de buget. Ulterior, instanța de judecată ne-a solicitat o cauțiune de 1% pentru a continua în instanță cu privire la corecția financiară pe care noi o avem aplicată Consiliul Județean Tellerman pentru un drum județean. Trebuia să facem acest lucru pentru că această cauțiune de 1% se solicită până în data de 6 decembrie și a trebuit să fac acest amendament la rectificarea bugetară. Cam despre acest lucru este vorba. Dar are vreo legătură cumva cu ce ați dezbătut dumneavoastră, cu ce probleme au ridicat consilierii județeni? Nu are niciun fel de legătură, asta am încercat și eu să le explic. Ați văzut că s-a discutat foarte mult de chestiunea cu partea civilă, dacă noi ne constituim parte civilă în dosarul penal despre care dumneavoastră știți foarte bine, însă nu făcea obiectul discuției. Noi discutam de această cauțiune de 1%. Pe care noi trebuia să modificăm și să rectificăm bugetul astfel încât să putem plăti această cauțiune. Sigur că în perioada următoare o să facem o discuție, dar nu era astăzi oportun să facem discuția cu faptul că noi ne constituim parte civilă sau nu în dosarul respectiv. Domnule președinte, așa ca să înțeleagă și cel care ne-a avizat, ce înseamnă practic această cauțiune? Această cauțiune înseamnă 4.200 de lei, adică 420 de milioane în bani vechi, fiind 1% din suma care a fost impusă ca și corecție Consiliului Județean Tellerman. Am înțeles că pe aceeași speță au fost de fapt două drumuri. Pentru unul, Consiliul Județean a avut câștig de cauză în instanță. În 2012 au existat două note de constatare ale Ministerului Dezvoltării Regionale. Cei de la fonduri europene au întocmit aceste două note de constatare. Consiliul Județean Tellerman la momentul respectiv a contestat aceste note de constatare, nu a avut câștig de cauză din partea MDRAP. Ulterior, sigur că a mers către instanța de judecată. La Curtea de Apel, Consiliul Județean Tellerman a câștigat în ambele cazuri. Deci a fost anulată corecția de 25%. Ministerul Dezvoltării Regionale a mers mai departe, a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, Consiliul Județean Tellerman a avut câștig de cauză la Înalta Curte de Casație și Justiție. În anul 2016, pe baza unui raport OLAF, de asemenea s-au făcut verificări și MDRAP a impus o corecție financiară de 100% atât pe drumul județean 701 cât și pe drumul județean 506. Bineînțeles că am contestat aceste corecții financiare, iar la drumul județean 701 am avut câștig de cauză încă de la început și a fost anulată nota de constatare și a fost eliminată această corecție. În cazul drumului județean 506, din păcate, nu am avut câștig de cauză de la Ministerul Dezvoltării Regionale și a trebuit să mergem către instanța de judecată. Vorbim de acelea spețe care existau și în anul 2012, ca să înțelegem foarte clar. Deci există hotărâri definitive și irevocabile cu aceste corecții încă din anul 2013. Însă s-a revenit și sunt aceleași elemente
Din păcate, a trebuit să mergem către instanța de judecată. Adică Olaf s-a sesizat de două ori pe același drumuri? Nu, în primă fază s-a sesizat cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale, de la fonduri europene. Ulterior, peste câțiva ani de zile, și anume în 2016, Olaf a întocmit un raport cu privire la ambele drumuri județene. La unul dintre ele, pe aceleași elemente, avem câștig de cauză, nu este niciun fel de problemă. Avem și aceste hotărâri de instanță din anul 2013 și 2014 la Înalta Curte de Casație și Justiție. Din păcate, nu înțelegem de ce pe drumul județean 701 am avut câștig de cauză și n-a fost niciun fel de problemă și la drumul județean 506 nu și a trebuit să mergem către instanța de judecată. Și cauțiunea se depune pentru proces? Cauțiunea se depune pentru proces. Pentru acțiunea în instanță? Pentru că instanța de judecată ne-a cerut acest lucru și a trebuit să facem această rectificare. În urmă cu aproximativ o lună vorbeam despre imposibilitatea unor primării din județ de a-și mai plăti angajații. Înțeleg că prin rectificarea bugetară de astăzi de acest lucru a revenit la normal sau este ceva cu totul diferit? Nu, este ceva cu totul diferit. Am discutat cu finanțele publice la nivelul județului și în data de 8 decembrie vom primi anumite sume. Vor fi repartizate atât de către Direcția Generală a Finanțelor Publice, Telorman, dar și de către Consiliul Județean Telorman, pentru echilibrarea bugetelor locale. Vom primi probabil sumele în data de 8 decembrie, așa cum am discutat cu domnul director și sper să așa să rămână și probabil vom intra în ședință ordinară sau extraordinară după caz, în funcție. Există șanse ca oamenii să-și primească bani înainte de sărbători? Păi eu cred că oamenii își primesc banii și sunt plătiți la momentul ăsta. Dacă sunt primării care nu și-au asigurat fondurile necesare pentru secțiunea de funcționare, nu este în regulă. Eu asta vreau să spun. Fiecare primărie din județ trebuie să aibă grijă atunci când întocmește bugetul să asigure secțiunea de funcționare și cheltuielile de personal. Este obligatoriu și legea 153 spune lucrul ăsta. Deci primarii trebuie să aibă foarte mare grijă ca în perioada următoare să asigure cheltuielile de funcționare și cheltuielile de personal. Deci, în mare parte, banii nu vin pentru cheltuielile de funcționare. Cheltuielile de funcționare trebuie să ai în vedere să le ai încă de la începutul anului. Vin pentru dezvoltarea localității, nu pentru secțiunea de funcționare. Păi și-au mărit niște salarii prin iulie și... Salariile trebuiau mărite numai în cazul în care aveai bugetul necesar să faci acest lucru. După cum ați văzut, eu în ședința de Consiliul Județean Telorman am mărit într-adevăr salariile personalului din cadrul Consiliului Județean Telorman, însă la anumite instituții subordonate, dacă nu am avut prevedere bugetară, și anume la Direcția Generală pentru Protecția Copilului, nu am făcut măriri de salarii. Acum aveam posibilitatea să fac acest lucru, însă nu pot să emit o altă hotărâre în acest an. Numai anul viitor pot să mai fac măriri de salarii la Direcția Generală pentru Protecția Copilului. Și avem primării care...